Bună ziua și bine v-am regăsit la Observatorul Prahovean Live, alături de mine domnul Gabriel Aftenie, coordonator proiect nou SOS și membru în Fundația Romanian Business Leaders. Bun găsit, vă spun domnule Aftenie. Pare bine că m-ați invitat, pare bine că sunt în Prahova și îmi pare bine că putem să discutăm mai apropiați comparativ cu ce s-a întâmplat înainte în starea de urgență și în pandemie. Corect. Discutăm astăzi despre un proiect care funcționează deja în Brașov, cu niște rezultate foarte bune. Un proiect care ar trebui să ajute autoritățile prahovene în gestionarea crizei COVID. Acest proiect s-a născut în primele luni, chiar în prima lună de lockdown, din martie-aprilie, la începutul epidemiei, și vizează modul în care cetățenii pot fi sprijiniți, în special cei care sunt bolnavi sau contact direcția ai unor bolnavi COVID, să relaționeze cu autoritățile. L-am invitat pe domnul Aftenie în condițiile în care Observatorul Prahovean a publicat numeroase sesizări ale dumneavoastră, ale celor care ați avut nevoie să sunați la numărul non-stop, scrie pe site-ul DSP Prahova, și care efectiv nu ați avut cu cine să discutați. Ați așteptat ore în telefon pentru a fi preluat apelul dumneavoastră. Din păcate, pentru mulți dintre dumneavoastră acest lucru nu s-a întâmplat. Există o alternativă care, atenție, nu costă nimic și asta mi se pare cu adevărat revoltător, pentru ca cetățenii care au nevoie să interacționeze cu DSP Prahova să o poată face prin intermediul acestui proiect. În primul rând, domnule Aftenie, ce înseamnă nou SOS și cum funcționează? Noi SOS este un serviciu complet cap-cap, pentru că noi ne-am gândit de la început cum putem să ajutăm cetățeanul, cetățeanul fiind în centrul acestei soluții. În primul rând, am gândit-o ca un mod de contactare a cetățeanului, centrală telefonică digitală cu coadă de apeluri, astfel încât să fie preluat cetățeanul foarte rapid. De exemplu, la Brașov, apelurile se răspundeau între 60 și 90 de secunde, cetățenii primind informații despre simptomatologie, despre interpretarea legală a legislației în vigoare referitoare la carantină, izolare și ce trebuie să facă o persoană dacă se îmbolnăvește sau are suspiciune de COVID, cum se pot testa și ce trebuie să facă mai departe dacă sunt testați și sunt pozitivi. Din această centrală telefonică se transferă datele către un sistem de comandă și control informatizat, în care DSP-ul are informații despre fiecare pacient în parte. Informații din apelurile telefonice, informații din laboratoare prin rezultate și analize și informații de la medici de familie care pot recomanda testare sau pot face verificările în teren pentru acești suspecți, bolnavi sau contacti direcți. Mai mult, avem singura aplicație de mobil din țară, aprobată de Google și de Apple, pentru COVID. Cum se numește aplicația? Nouă SOS. Totul este nouă SOS. Vrem ca să fie lucrurile simple. Vrem să facem un tot unitar astfel încât să putem comunica fluid între un cetățean, DSP și autorități. Cine a răspuns, de exemplu, în colaborarea pe care ați avut-o cu DSP Brașov, cine răspundea efectiv la telefoanele pe care, iată, le puteau apela cei care aveau nelămuriri sau cei care doreau informații suplimentare în cazul în care erau contați direct sau chiar testați pozitiv COVID? Operatorii care răspundeau la aceste apeluri erau angajații DSP sau delegații la DSP și lucrau în trei ture, 5 dimineața, 5 după amiaza și 2 pe program de noapte și rezolvau toate apelurile necesare pentru DSP. Este de fapt un centru de comandă pus la dispoziția cetățeanului, Exact. care, așa cum spunea și dumneavoastră, înglobează informații din toate zonele, inclusiv din, nu știu, instituții de asistență socială. Mă gândesc aici la cămine de bătrâni sau case de copii sau. Căminile de bătrâni și casele de copii sunt incorporate în acest sistem prin DSP, pentru că DSP-ul are datoria să testeze personalul medical personalul acelor case de bătrâni de copii și persoanele rezidente în acele locații. Deci deja este incorporat acest lucru în sistemul nostru. Vrem să incorporăm
acum centrele de dializă, centrele de chimioterapie și de radioterapie pentru a avea acces mult mai rapid la rezultatele de laborator pentru pacienții care vin în tratament acolo. Și în august am integrat inspectoratul școlar și școlile, pentru că avem un risc major de infectare datorită din cauza copiilor care vin în clasă sau veneau în clasă. Da. Acum suntem în scenariu roșu și nu au posibilitatea să intre în clasă, dar este un risc de infectare și pentru profesori, educatori care intră în contact cu copiii asimptomatici și pot avea urmări grave, pentru că am observat că persoanele în vârstă sunt cele mai vulnerabile la această boală COVID-19. Din punct de vedere al datelor, al protecției datelor cu caracter personal, totul este safe? Adică în momentul în care un om sună și automat își declară identitatea, date cu caracter personal, gen istoricul medical sau CNP-ul, adresa și așa mai departe, din punct de vedere legal, sistemul este perfect safe? Sistemul este adecvat conform GDPR-ului. Datele și informațiile primite sunt date și informații doar ale DSP-ului. Deci nu există o terță instituție, nu, societate privată care să poată interfera în zona asta? Nu, doar DSP-ul este cel care deține datele respective. El operează datele. Noi, ca și platformă, ajutăm DSP-ul pentru gestionarea datelor, pentru crearea de rapoarte și alte facilități, dar nu folosim datele în niciun alt fel decât pentru utilizarea DSP-ului. Câte apeluri au fost preluate la Brașov, de exemplu, prin intermediul acestui proiect Nou SOS? Prin Nou SOS am avut peste 50.000 de apeluri preluate. 50.000? 50.000 de apeluri, și asta știm pentru că avem rapoarte defalcate pe zile, pe ore, pe operator, pe tip de cazuistică a apelantului. De exemplu, dacă un spital suna pentru cod de caz COVID, era notat în sistem. Dacă era un apelant care avea nevoie de decizie de carantină, era notat în sistem. Și putem să facem un management al resurselor adecvat, pentru că având aceste statistici, putem să fim flexibili. De exemplu, am observat că erau foarte mulți medici de familie care sunau pentru pacienți. Așa că am creat o linie separată pentru acești medici de familie, astfel încât să nu stea în coadă în așteptarea unor rezultate de la DSP. Foarte tare. Înainte să ajungeți la Brașov, ați propus chestia asta și în Prahova, autorităților din Prahova? Prima încercare de pilotare a proiectului a fost în Prahova. Am fost la DSP Prahova și am mapat sistemul de înregistrare a persoanelor suspecte și pozitive COVID. Când se întâmplă asta, domnule Arseni? Sper să nu fie o păcăleală, dar în jurul zilei de 1 aprilie. Deci, practic, chiar la începutul crizei COVID în România, să spunem. Da? Erau două săptămâni de când se deduse acea stare de urgență. În 16 martie a fost dată starea de urgență. Exact. Pe 23 martie noi am fost la Ministerul Sănătății și am propus sistemul către factorii de decizie din Ministerul Sănătății. Pe urmă am venit la DSP Prahova pentru a valida sistemul și procesul, pentru că aveam un concept, dar nu știam dacă funcționează în realitate. Iar pe 15 aprilie am semnat protocolul de colaborare cu DSP Brașov și am început implementarea. La Prahova, care a fost reacția? La Prahova încă așteptăm. Am înțeles. De la Ministerul Sănătății. Păi n-au trecut, domnul Aftenin, n-au trecut decât vreo 7 luni de atunci, adică trebuie să aveți răbdare, mă gândesc. La Brașov deschiderea a fost totală, să înțeleg? Deschiderea a fost totală datorită doamnei director Neculau, care provine din mediul privat, medic de familie, care... A înțeles utilitatea proiectului. Nu, a înțeles în primul rând partea aceasta de protecție a datelor, pentru că orice medic de familie care lucrează în România are un calculator în biroul lor, are o conexiune de internet, are informații despre pacienți pe calculator, CNP-uri, date personale de sănătate și așa mai departe, și și-a dat seama că transferul acesta de informații prin e-mail, gen Gmail sau Yahoo sau... către DSP sau de la DSP către medicii de familie sau de la DSP către autorități, nu este safe. Nu este safe.
Iar noi am venit cu o metodă și o platformă care securiza aceste lucruri. Domnule Aftenie, haideți să fim cât se poate de clar. Are cineva de câștigat financiar, nu știu, e un business, costă un mouse 1000 de euro și iată, fundația XY obține un profit, e un interes financiar în chestia asta? Interesul este de pierdere. La DSP Brașov, în prima fază, noi am dus laptopuri donate și puse la dispoziție de firme din partea RBL-ului. Acum, în timp ce sunt la dumneavoastră mașină, am încă 11 laptopuri pe care le voi duce la DSP Brașov, pentru că în ultima perioadă anchetele epidemiologice se fac de un număr mare de persoane și nu există instrumente de calcul pentru a face aceste anchete. Stai să înțeleg. Adică fundația respectivă pune la dispoziție inclusiv laptopurile sub formă de, nu știu, sponsorizări, donații, adică inclusiv infrastructura? Am încercat să facem tot ceea ce este posibil pentru a pune infrastructura la dispoziție. Laptopuri, computere, serverul de comunicații. Adică și nu cumpără DSP-ul, că știți, mai e și chestia, domne, n-avem bani să cumpărăm, noi am vrea, dar nu există filă de buget, nu există nu știu ce ordin de ministru care să aprobe o astfel de investiție. Deci exclud din start, nu există niciun fel de impediment financiar în a implementa acest proiect care este 100% social, da? Este 100% social. Noi avem pierderi ca și consorțiu, da, de firme care ajutăm partea asta. Avem pierderi de peste 1000 de euro pe lună. Doar ca să susțineți Doar proiectul. Ca să susținem proiectul. Și vi-l asumați. Și l-am asumat și în continuare vrem să facem implementarea în mai multe județe. Cum ar fi? Păi am primit cereri de la Cluj. Dacă mai aud odată Cluj, Bihor, Sibiu, Brașov, nebunesc, adică pe cuvânt, am impresia că noi ăștia de la Prahova suntem complet cretini, mă scuzați. Dar ce spuneți despre Teleorman? Teleorman. Râde și colegul care ne... Nu, deci nu, e o glumă, adică... Nu. Este deci Teleorman, județul Teleorman, da, vrea să implementeze, da, acest program. Da, așteaptă aprobarea de la Ministerul Sănătății pentru a-l implementa. Domnule prefect Cristian Ionescu, ne auziți? Domne, poate, nu știu, vă faceți timp și îl sunați pe cetățeanul respectiv. Mă gândesc, cel care stă de vorbă cu mine și care are toată disponibilitatea. Repet, ca să ne înțelegem, această emisiune nu are niciun fel de componentă comercială, nu este plătită, dumneavoastră nu aveți niciun interes economic, pur și simplu doriți să extindeți un proiect care ajută oamenii în dificultate. Haideți să revenim puțin la cum funcționează sistemul. Eu, da, am fost testat pozitiv. M-am testat pentru că, nu știu, la firma mea au apărut cazuri și m-am testat și a ieșit pozitiv. Și sunt la 9 SOS. Ce informații primesc prin intermediul acestui sistem? În primul rând, în ultima lună, sistemul de raportare medicală în România s-a schimbat prin Corona Forms. Noi, în momentul acesta, am adaptat sistemul pentru a importa informații din Corona Forms și pentru a le filtra la nivelul DSP-ului, pentru că sunt necesare niște transformări a datelor din Corona Forms pentru a fi utile unui DSP. În momentul în care dumneavoastră sunați la DSP Prahova, care folosește sistemul 9SOS, acel operator poate să intre și pe baza CNP-ului dumneavoastră poate să vadă dacă ați fost testat, unde ați fost testat, care sunt rezultatele testului respectiv, să vadă dacă s-a emis decizia de carantină și, bineînțeles, dacă aveți medic de familie asignat, vă va spune și va ști cine este medicul dumneavoastră de familie și că acel medic trebuie să vă monitorizeze pe perioada de izolare. Bun. Medicul de familie intră în sistemul, în platforma 9SOS și vede decizia de carantină, buletinul de analiză și toate informațiile înscrise de către epidemiologii DSP în fișa dumneavoastră de caz.
Totul se întâmplă online. Totul pacientul online. Bolnav nu este pus să umble de nebun la medicul de familie după nu știu ce adeverință, să se certe cu portarul de la DSP Prahova că îi trebuie iar nu știu ce decizie ca să-și poată lua concediu medical, de exemplu, sau chestii de genul acesta. Deci totul se face online. Totul se face online. Prin acest sistem. Totul se face securizat. Nu se face prin adrese de e-mail, cum v-am spus, Gmail sau Yahoo. Da. Deci eu nu o să înțeleg niciodată de ce anumite persoane cu funcții de conducere în structurile statului sunt reticente la a-și face până la urmă și viața lor mai ușoară. Că în momentul în care poți gestiona altfel o criză majoră. Discutam înainte de emisiune, în Prahova au fost raportate ieri 400 de cazuri noi de îmbolnăviri COVID. Da. Mă gândesc că 400 de persoane, nu știu, minim câțiva, nu știu, 5 contacti direcți, dacă stai să te gândești numai la membrii de familie, nu mai vorbim de prieteni cu care ai intrat în contact în ultimele zile și așa mai departe. Vorbim de gestionarea unor anchete epidemiologice care vizează, atenție, în 24 de ore, poate 2.000, 3.000 de persoane. Este imposibil să faci cu resursele actuale. Mă gândesc că... Gândiți-vă cum este să faci acest lucru folosind sisteme de tabletă tactilă. Să introduci toate datele astea pe o tabletă, în timp ce vorbești cu oameni. Da. Da, nu, e... Sau să le scrii pe hârtie, pentru că nu avem destulă tehnică, de asta mergem la Brașov să ducem computere. Să le scriem pe hârtie și cineva și le transcriem. Să le transcrie. Da. Cu informații. Nu se știe ce se întâmplă cu informațiile respective, pentru că poate ai greșit un număr, poate ai greșit la CNP. Mă gândesc că după al 200-lea caz pe care tu îl procesezi, exact, automat, nu știu, ochiul, creierul, atenția, ești totuși om, nu ești robot, nu? Da. Da, eu sincer sunt pe cât de uimit, pe atât de revoltat. Spuneați dumneavoastră că în Brașov acest sistem și-a dovedit eficacitatea. Ok, lăsăm DSP Prahova unde lucrurile par să involueze. De la Ministerul Sănătății pentru a veni, mă gândesc că totuși, dacă DSP Prahova sau DSP Teleorman sau oricare alt județ ar fi integrat pe o platformă implementată la nivel național, lucrurile s-ar desfășura cu o viteză mult mai mare. Adică decizia n-ar mai sta în pixul unui director de DSP, ci pur și simplu ar veni prin ordin de ministru, s-ar face implementarea la nivel național. De la Ministerul Sănătății vreun răspuns? Din păcate nu. Pe 9 septembrie am vorbit cu domnul ministru Tătaru. I-am prezentat platforma din nou. În acea zi am vorbit cu doi secretari de stat din Ministerul Sănătății la fel despre platformă. Încă așteptăm răspunsul lor. Nu am primit nimica din partea. 9 septembrie a spus. 9 septembrie. Pe 20 noiembrie. Pe 10 august am fost la DSP București și Ilfov pentru a le prezenta soluția, pentru că știam că va intra perioada de intrare în școală. Și vom avea cazuri exponențial... Lucru care s-a și întâmplat de altfel. Exact, era logic. Exact, exact. Și de acolo? Nimic. Nici de acolo nu am primit un răspuns pentru implementare. Între timp s-a creat acel call center cu voluntari. Este o inițiativă minunată. Absolut. Problema pe care am găsit-o și de asta am implementat legătura dintre CRM, între sistemul multimed și centrala telefonică. Nu are rost să pui cetățeanul să-ți repete de fiecare dată aceeași problemă când vorbește cu un alt operator sau corect, în alte zile. Corect. Nu are rost să sune cineva și să întrebi pe altcineva care este statusul respectivului cetățean. Pentru că existând o bază de date comună, da, operatorul respectiv poate accesa în timp real, în timp ce vorbește cu pacientul, în funcție exact de CNP, exact, tot istoricul și tot dar ce înseamnă. Dar nici măcar, în momentul în care sună cineva și numărul respectiv este în bază de date, se deschide lista cu fișele alocate acelei persoane, acelui număr de telefon. Doar prin apel, printr-un simplu apel. Da. Adică nu exact trebuie să se uite în buletin, să caute exact până, nu știu ce, dosar medical.
Exact. Cum se numește medicul de familie și așa exact. Mai departe. Totul este funcțional, integrat da. În timp real. Da. Cum vă explicați reticența asta a autorităților? Și nu vorbim aici de Prahova, iată. Eu nu cred că este o reticență neapărat a autorităților. De exemplu, eu cu proiectul nou SOS am fost invitați de Secretariatul General al Guvernului să fac prezentarea sistemului nou SOS pentru OECD. Și am făcut prezentarea pe 17 noiembrie. Poftim. Da, este un exemplu de bune practici. Bun. Ok. Am făcut prezentarea pe 17 noiembrie și am arătat modul în care nou SOS își dovedește utilitatea în contextul epidemiologic actual și alte contexte epidemiologice. Pentru că nou SOS nu este doar un sistem pentru acest moment, pentru situația COVID. Este un sistem de management epidemiologic. Indiferent cum s-o mai numi viitorul virus sau viitoarea viitorul boală sau contagioasă care o să, mă rog, sau actualul, că poate fi folosit și pentru TBC, poate fi folosit și gripă, pentru varicelă. Gripă. Da, da. Integrarea deci, asta cu inspectoratul școlar este foarte bună, pentru că îți poți vedea o disiparea varicele, de exemplu, da. În comunitate. Școală. Și în comunitate, că da. Până la urmă vezi unde apar cazurile exact. În timp real și poți gestiona exact. Altfel focarele. Da. Știu că Fundația Romanian Business Leaders a avut mai multe, să spunem, proiecte la începutul epidemiei. Unele dintre ele le-am prezentat prin intermediul emisiunilor pe care le-am realizat la începutul epidemiei cu antreprenorul Marius Sapun, cel care deține, să spunem, businessul Arsani. Și el pleda atunci pentru, făcea un apel la autorități să îi se pună la dispoziție o hală industrială, într-un parc industrial de la marginea Ploieștiului, pe care să-l poată transforma într-un spital modular COVID. Am discutat de recent cu dânsul, la fel ca și dumneavoastră, mi-a spus că apelul pe care l-a făcut la autorități s-a pierdut pe drum. Nu i s-a pus la dispoziție acest spațiu și, evident, proiectul a murit din fașă. Tot atunci discutam în luna martie despre încercările fundației, unde sunteți și dumneavoastră membru, de a găsi soluții la criza materialelor sanitare, care atunci era una acută în spitale, în special. Mă refer aici la combinezoane, ventilatoare și alte materiale sanitare, măști de protecție și așa mai departe. Ce s-a mai întâmplat, de exemplu, cu pe zona de combinezoane, acolo unde și observatorul s-a implicat printr-o campanie caritabilă pentru a strânge fondurile de la cititori, firme și așa mai departe, pentru a se cumpăra, atunci erau la niște prețuri foarte mari, combinezoanele, de exemplu. Cum au fost gestionate sau dacă au fost preluate de către autorități proiectele dumneavoastră, unde, repet, nu există niciun interes financiar? Nu este... Aceste proiecte au prins praf. De exemplu, un proiect realizat în colaborare cu membrii din RBL și în afara RBL-ului a creat un combinezon care poate să fie autoclavabil, adică se poate steriliza de multiple ori, 10, 15, 20 de ori, la un preț de 120 de lei plus TVA pe combinezon și a rămas și rămân în depozit aceste combinezoane. Ținând cont că un combinezon de unică folosință costă între 50 și 100 de lei. Acela poate fi folosit de cel puțin 15 ori, spuneți dumneavoastră. Da, da, da. Da. Și este autorizat de către... Este autorizat, este omologat, toate actele în regulă. Și se poate produce la noi în țară? Se produce doar la noi în țară. Materialul este importat, pentru că noi nu avem capacitate de producție de material, da. Dar producția, forța de muncă și toate utilajele sunt în țară. Bun, și combinezoanele care pot fi fabricate la noi în țară, da. La un preț mai mult decât competitiv, nu își găsesc piața de desfacere la Unifarm, spitalele de stat, nu? Nu. Nimeni nu vrea să le cumpere? Nu, nu. Nu, nu, nu. Deci ce spuneți dumneavoastră mă deprimă. Bun.
Am ajuns aproape de finalul emisiunii. Dacă aveți un mesaj, nu știu, cred că pentru autorități, că e clar că cetățenii își doresc ca timpul de așteptare la telefonul vieții de la DSP să fie unul rezonabil. Spuneați dumneavoastră că la Brașov timpul de așteptare între apeluri undeva la 90 de secunde. 60, 69 de... Stai mai mult în telefon ca să, nu știu, să reclami o problemă tehnică la nu știu ce operator de telefonie mobilă sau de internet. Exact. Bun. Nu știu, ce le-ați putea transmite autorităților din Prahova, care, iată, au pierdut efectiv vremea în condițiile în care DSP Prahova este clar depășit de situație din cauza numărului foarte mare de cazuri de noi îmbolnăviri raportate în ultima lună. Pot să spun din nou că suntem disponibili să ajutăm. Vrem să ajutăm cetățeanul în primul rând, nu autoritățile. Evident. Nu suntem implicați politic în niciun fel. Vrem ca cetățeanul să se simtă confortabil să sune la DSP sau la medicul de familie și vrem să finalizăm să terminăm această fugă între autorități, între medici de familie, să facilităm această conexiune. Pentru că digitalizarea este modul în care putem să creștem în perioada aceasta. Un DSP digitalizat, un sistem de DSP-uri digitalizat, pentru că nu este vorba doar de a avea un DSP digitalizat. Este important să vedem cum se transferă cazurile de la un DSP la altul, pentru că sunt multe situații în care DSP-urile trebuie să-și transfere cazurile. Sunt multe situații în care un cetățean care are domiciliu pe buletin în Brașov locuiește în București. Corect. Sau în Timișoara, sau la Cluj, sau în Și atunci e o problemă de raportare. Unde îl raportezi? Este... Îl raportezi la București? Îl raportezi la DSP-ul de exact. Domiciliu? Exact. Da. Exact. Domnule Aftenie, eu vă doresc succes în ceea ce faceți și vă apreciez, să spunem, insistența cu care încercați să faceți traiul mai bun al celor mai năpăstuiți din perioada asta din punct de vedere epidemiologic. O să vă sprijinim în măsura posibilității noastre pe lângă autorității, astfel încât și în Prahova acest proiect nou SOS să fie implementat. Repet, nu are nimeni de câștigat din punct de vedere financiar, capital politic și așa mai departe. Vorbim de o fundație care reprezintă o bună parte din comunitatea antreprenorilor din România, care sprijină benevol instituțiile și nu doar instituțiile, ci mai ales cetățeni. Vă mulțumesc pentru participarea în emisiune și sper să mai facem o emisiune cât de curând, după ce DSP Prahova și Prefectura Prahova vor înțelege cât de util este un astfel de proiect și pentru județul nostru. Cu mare drag. Cu dumneavoastră mă revăd diseară la o ediție electorală cu un ministru secretar de stat al transporturilor. Va anunța niște proiecte interesante pentru Prahova, dar repet, asta se va întâmpla de la ora 21. Până atunci vă spunem împreună o zi bună, liniștită și în primul rând multă sănătate.